După aceea era un praznic al iudeilor. Așa începe primul vestel. Și Iisus a suit la Ierusalim. Ar vrea să vă spun că majoritatea sărbătorilor evreiești sunt sabate sau sunt praznice. În cuvântul lor așa se numesc. De exemplu, vă aduceți aminte când Domnul a fost crucificat, era sabatul Paștelui. El a prins două sabate atunci, în săptămâna aceea. A prins sabatul Paștelui, sabatul săptămânal, și a prins sâmbătă, adică corespunzător cu sabatul săptămânal și Paștele, care corespundea cu ziua sabatului, adică Paștele. Dragii mei, ar vrea să vă spun că ținutul lui Israel se împarte în trei regate. Sau s-a împărțit în trei regate. Era regatul Iudeii, era Samaria și era Galileea. Centrul Iudeii era la Ierusalim, Samaria, în Samaria, centrul era la Ierihon, iar Galileea avea Nazaret. După Scriptură, dragii mei, aș vrea să vă spun că Domnul a urcat la Ierusalim de trei ori. Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, căci Domnul a urcat la Ierusalim de trei ori și a treia oară Domnul i-a fost fatal, pentru că oamenii din vremea aceea l-au dat la moarte. Așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Nu l-au primit și știm cu toții că l-au crucificat, l-au țintit pe cruce, pe El care a dezbrăcat gloria cerească și a venit printre oameni, a venit să așeze împărăția Lui, iar această împărăție a fost refuzată de către evrei și de atunci încoace tuturor celor ce cred în numele Domnului Iisus Hristos, Cuvântul Domnului ne spune că le-a dat dreptul să se facă oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem copiii lui Dumnezeu și în această zi avem posibilitatea să ne bucurăm împreună cu El. Când s-a suit la Ierusalim, era un praznic al iudeilor, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Era o sărbătoare. Aceasta înseamnă, de fapt, un praznic. Aș vrea să vă spun că Ierusalimul, dragii mei, din timpul acela, avea 5 porți pentru a intra în cetatea Ierusalim. Însă, partea pe care a intrat Domnul Iisus Hristos a fost poarta numărul 5, numită Poarta Oilor. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 2. În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pritoare. Aș vrea să vă spun că nu la voia întâmplării Domnul Iisus Hristos a ales ca să intre în timpul acela pe poarta a 5-a, care era numită Poarta Oilor. Iosifus Flavius, care era un contemporan cu Domnul Iisus Hristos din vremea aceea, spune că la un praznic ca și acela în care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, spune că se jertfea cel puțin 25.000 de oi. Vă dați seama și dumneavoastră, era o sărbătoare mare, era un praznic în care foarte mulți oameni veneau să intre la Ierusalim pentru ca să aducă jertfe, pentru ca să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și omul acesta spune că cel puțin 25.000 de oi se jertfea la fiecare praznic asemănător acestuia. Poarta Oilor mai era numită și Poarta Refuzului. Și aș vrea să vă spun că pentru că oile care veneau oamenii cu ele de mai departe, din mai multe cetăți, oameni care vreau să aducă jertfe, de multe ori venind pe drum, erau prăfuite, altele se îmbolnăveau probabil pe drum, și această poartă mai era numită și Poarta Refuzului. Și Domnul alege să intre pe poarta cincea, pe poarta oilor sau pe poarta refuzului. Pe această poartă intră Domnul Iisus Hristos în Ierusalim. Toate oile care erau bolnave sau nu le conveneau celor care erau puși ca să aleagă oile pentru a aduce, ca să se aducă ca jertfă, aș vrea să vă spun că
erau refuzate. Tocmai de aceea această poartă era numită și poarta refuzului. Cu siguranță aș vrea să vă spun că și aici preoții și cei ce conduceau în timpul acela jertfele făceau un fel de câștig, pentru că ei, după ce luau aceste animale de la cei ce vreau să le aducă ca jertfă, pe unele le spălau, le curățau și după aceea le puneau la vânzare. Le revindeau. Tocmai de aceea ei se ocupau cu lucruri ca și acestea în timpul acela. Cuvântul de fariseu, aș vrea să știți și dumneavoastră că înseamnă fățarnic. Asta însemna în vremea aceea cuvântul fariseu. Și preoții cei mai de seamă și oamenii care se ocupau cu aceste lucruri făceau un fel de... Tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos, când a intrat în cetate, știți și dumneavoastră, a început să îndepărteze pe cei ce făceau tot felul de negoțuri acolo. Pentru că El a spus, da, casa Tatălui meu a fost o casă de rugăciune, o casă de închinare. Iar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar, spunea El. Dragii mei, aș vrea să vă spun că poarta pe care Domnul Iisus Hristos o alege este poarta numărul 5. Poarta refuzului. Iisus, după ce intră în cetate, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus la bolnav și când ajunge acolo la bolnavul acela care era acolo, spune că în privarul acela zicea o mulțime de bolnavi, orbi și pe opus gați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Și versetul 5 spune că acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Vrei să te faci sănătos? Oare de ce Domnul Iisus Hristos îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Pentru că aș vrea să vă spun că Domnul cred că cunoștea boala care apăsa asupra lui. Și fiindcă era bolnav de multă vreme, spunea, că Domnul s-a dus și l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Domnul vine și în ziua de astăzi și ne întreabă, vrei sau vreți să fii sănătos? Doriți lucrul acesta? Pentru că ca să fii sănătos trebuie să dorești. Pentru cei mai mulți a fi bolnav este mai ușor. Este mai ușor. Și probabil vă întrebați de ce. Pentru că în momentul în care ești bolnav, nu ai responsabilitate. Dar atunci când ești sănătos, când din punct de vedere, din punct de vedere fizic ești sănătos, ai și niște responsabilități. Trebuie să fii prezent la rugăciune. Trebuie să postești. Trebuie să contribui la lucrarea Domnului. Trebuie să cânți, trebuie să spui poezii, trebuie să te rogi pentru cei ce propovăduiesc Evanghelia. Ai responsabilitate din punct de vedere spiritual. Însă un om care este sănătos, trebuie să știe că el trebuie să dorească să se implice. Tocmai de aceea, ca să fie bolnav, pentru mulți aleg ca să fie bolnav. Pentru că cei mai mulți sunt bolnavi în lumea de astăzi. Nu au responsabilitate. În momentul când ești sănătos, ai responsabilitate. Dacă vorbim din punct de vedere spiritual, oamenii care sunt bolnavi, nu le pasă. Nu știu, nu cunosc. Această cale spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt puțini cei care o găsesc, care o află. Celor la care Domnul îi se descoperă. Și mă rog Dumnezeu ca în ziua de astăzi Domnul să ne binecuvinteze. Domnul alege să intre pe poarta a cincea, pe poarta refuzului. Iar la poarta a cincea, la poarta refuzului, care era numită și poarta oilor, se afla un om bolnav de 38 de ani. Și Domnul se duce la el și îl întreabă, vrei să fii sănătos? Astăzi Domnul este aici, prezent în adunare, și el te întreabă pe tine, nu că nu știe Domnul ce probleme ai tu. Nu că nu știe Domnul ce boală ai tu. Nu că nu știe Domnul ce suferință ai tu. Domnul știe.
Dar Domnul te întreabă, vrei să te faci sănătos? Pentru că dorește să vadă responsabilitate. Dorește să vadă că dorești lucrul acesta. Se duce la bolnav și spune, vrei să te faci sănătos? Și Domnul când se duce la el, își arată suveranitatea. Își arată puterea. Și Domnul Iisus Hristos spune că merge la scăldătoare. Aș vrea să vă spun că atunci când Domnul se întâlnește prima dată cu bolnavul, la prima întâlnire Domnul